suntem invitați. Cumva... Da, te rog, spune. Te rog, spune. Nu, că nu vreau să hai că nu-i ziua politeție să ne invităm unul pe altul. Cum v-am povestit mai devreme, trec pe la noi prieteni pe care eu îi cunosc de foarte multă vreme. Ne știm de... Ia. O... Câți ani aveam? 12? Cu cât am acum? 18? De 8? 19 ani aproape. A venit Cleo Iorga și soția lui Paula Iorga. Bine ați venit. Bună și vă mulțumim că... Bună ziua, bună! Că ați venit astăzi la noi. Mulțumim pentru invitație. Deci 19 ani, de când vă știți? Da. De când am cântat prima oară în trupa Amicii, acolo unde eram coleg cu fiul lor. Oh, hey! Edi, cu Edi cel mare. Cu Edi, acum da. Ar trebui să intrăm cum erai tu, nu? Când, de ce să intrăm? Nici nu vreau să știu. Ce fac Edi și Paul? Lucrează. Da? Da. Apropo de asta, noi facem 29 de ani de căsătorie, da, dar mai mulți. Ne referim la cea religioasă. Pentru că nevastă mea era gravidă, tocmai cu colegul tot de formație. Da? Da, și așa știm câți ani de căsătorie avem, în funcție de câți ani are Edi. Că cel mic, Paul, e cu 7 ani mai mic, așa că... Na. Deci 22, Paul. Da. Am fost prima căsătorie din 1989, din Eforie, la când ne-am căsătorit civil. Uh-huh. Dar nunta se pune, nunta am făcut-o în septembrie. Așa zic și eu, că întotdeauna da. Comunia religioasă e mai, da, da, exact. E mai importantă. Aia e baza, fața lui Dumnezeu. Să ții minte asta, Florin. Înseamnă că eu nu sunt măritată. N-ai făcut nunta? Religioasă nu. Nu. Deci nu ești măritată. A, trăiește în păcat. Trăiește în păcat, da. Deci mai am o șansă. Da. Asta nu se mai vrea. Leo, Paula, știu că de 7 ani voi sunteți luptați pentru viață și e foarte important că sunteți bine. Vreau să știu cum au fost acești 7 ani pentru voi. Grei. Cât de grei, Paula? Și încă mai sunt, adică nu s-au terminat. Nu s-au terminat. Asta e luptă în continuă, adică... Trebuie să reușești să-l ții, adică afecțiunea asta, mai precis, pe care în noua medicina germanică nici măcar nu numește boală. Nu? O numește o consecință a unor șocuri emoționale. Factorul detonator este șocul emoțional la boala asta. Eu de asta nici n-am insistat foarte mult să ascund. Lucrul ăsta există, cunosc persoane, inclusiv artiști, care ascund. Că ar avea probleme. Consideră că e un stigmat și atunci nu vor mai face aceleași, aceiași bani dacă ești bolnav. Sau ce mă refer la meseria pe care o practică. Eu continui și acum în două proiecte să exist ca artist, deși există boala, trebuie să ții sub control, repet. Iar acum, pentru că am epuizat toată lista de alopate, deci medicina care tratează efectul, chiar vreau să intru și eu în platou când era nutriționistul aici. Acum am trecut la medicina alopată, de la medicina alopată la holistică, asta fiind generic. E vorba de medicină cuantică, e vorba de nutriție, adică... pentru că odată epuizată o listă, inclusiv imunoterapie, care acum e la modă, pentru cei care au probleme, trebuie să știe că există șanse și totul pornește la un moment dat de la cap. Da. Adică și boala are startul de acolo, dar și vindecarea... Germanii tot practic acolo. Asta zic, că de la cap. Eu la un moment dat eram tentat să cred că sunt pedepsit pentru păcatele rockerilor din tinerețe. Și nu, este chiar un exercițiu de mântuire ăsta. De dacă îl privești așa și nu ești dușmanul tot propriului tău corp, celulele astea fac parte din sistemul nostru. Imunitar natural și atunci când se prin șocul emoțional se perturbă acest sistem, se strică softul și în loc de 10 soldați trimite 10.000 la luptă și ăla e problema. Și atunci asta e problema. De aici urmează și restul. Și cu asta basta. Deci mergem înainte și în funcție de ce hotărăsc și medicii și aici și afară, vedem. Și probabil muzica de asta ai continuat ca să te țină... Da, este... Cel mai bine mă simt pe scenă întotdeauna, de că tu știi precis că, indiferent, și doamnele care au fost actrițe, le-am văzut în culise acolo, te și ține în viață momentul în care ți se ia, printr-o anumită conjunctură, acest har pe care îl ai și nu mai poți să, indiferent că ești medic, actor sau cântăreț sau nu știu ce, momentul ăla te dezechilibrezi complet. Nu te gândi nicio clipă să lași de cântat, nu? Să te oprești. Nu, eu continui și de pe scaunel și fără scaunel. S-a întâmplat mai nou
Mulțumesc. Am mai nou un text cu publicul. Mi s-a întâmplat să nu nimeresc căunelul. Și am căzut, de normal, sau să învârte să căunelul. Și le-am zis, m-a ridicat frumos, m-au ridicat niște bodyguards. Și am zis așa, în semn de solidaritate cu mine, vă rog să vă aruncați cu toți pe jos. Deci, nu cred că e un motiv să absolut te oprești. Bineînțeles, când e cazul de operații sau ceva de genul ăsta, e firesc. Eu vreau să știu cum ai reușit să-ți păstrezi optimismul și încrederea, pentru că în astfel de momente, cred că depresia e primul lucru care te paște. Paula, și vreau să știu unde. Rând, cred că Paula rând, e, nu? Da, familia care e în jur, este în jur meu și m-a dus pe calea speranței de viață, motivație și așa mai departe. Și colegii de trupă, mai mult sau mai puțin, care, cum să zic, când știi că un coleg e atât de lovit de ceva, nici nu mai știi cum să reacționezi. De fapt, nu se numește depresia, numi o deznădejde. Exact așa cum Iisus pe cruce a zis în aramaică, Eli, Eli, la masa Bahtani, tată, tată, de ce m-ai părăsit? Partea umană din el era derutată, nu știa încotro să o ia. În momentul în care afli un asemenea diagnostic, sigur că nu mai știi, bă, mă salvează ăla, nu mă salvează ăla, unde mă duc? Familia e lângă tine, dar în momentul ăla e singur. Cum ai venit pe lume, așa ești. A, asta e vorba mea, te naști singur și mori singur. Da. Și atunci, evident că cei care se află lângă tine reprezintă motivația. A mai fost și ridicarea spirituală, au mai fost niște cursuri de... Da, tot felul de cursuri. Tot felul de cursuri. Te apropia mai mult de Dumnezeu sau... Sigur. Siguranță. Da? Da. Deci, și într-un mod aparte. Adică, eu când eram tânăr, chiar de vârsta, ba, cred că nu, eu eram mai tânăr ca Florin acum, eram superstițios. Eram cu pisici, cu scări, cu din alea să nu, da, să nu urc, să scui păstă umăr, să păstă umărul altul. Dar important e că m-a dus Dumnezeu de mână fiecare pas, adică l-am simțit. Și relația asta, odată ce intri într-o groapă de potențial, ca să o numesc așa, nu-i musai să fii bolnav, sunt o grămadă de depresii de altă natură. Sigur. Și profesionale și așa mai departe. Eu am identificat momentele care mi-au afectat crucial viața. Se leagă, bineînțeles, tot de profesie. Dar acum nu vreau să vorbesc despre asta. Ce ați mai făcut cu petiția pe care ați inițiat-o la un moment dat online? O continuăm. Da? Da, pentru cannabis medicinal în România. Da, este vorba de uleiul de cannabis medicinal. Conține doar THC. Foarte multă, bine, am privit și niște blesteme. CBD. Și CBD și THC trebuie să conțină. Dar, eu am primit niște blesteme că de ce fac copiii să se... Da, nu înțelege lumea asta. Pentru că nu înțelege lumea. Înțelege lumea diferența. Este vorba aici de sunt niște picături. Normal. Nici măcar nu-ți dau stare euforică, ar fi absolut bine. Am un coleg care își tratează psoriazisul cu asta. Da, da, da. Pentru că mai multe sunt afecțiuni care pornesc de la stres și de la cap. Da, da, da. Și Alzheimer-ul tratează și epilepsia. Există, există interes la nivel oficial, deci trebuie să recunosc. Da. Însă problema... O pot să spun foarte deschis, nimeni din legislativ, pentru că la noi este legală o anumită parte, cea cu CBD, pentru bolnavi, așa cum și morfina se dă bolnavi. Sigur. Sunt alte droguri mult mai puternice care sunt legale decât... Și atunci există deschidere, pentru că toți și parlamentarii au rude și familii sau știu eu, dar politic vorbind acum, indiferent că vorba de putere sau poziție, nimeni poate să iasă să zică vreau cannabis. Normal. Atât le mai trebuie. Încă nu suntem destul de sigur. Bine, medicinal, deci absolut. E vorba de Anglia deocamdată despre... l-a legalizat de curând. Da, da, exact. De exemplu, multe țări, am auzit că alaltă ieri Georgia nu numai că a legalizat ăsta medicinal vorbind, dar îl și produce la nivel de stat. Deci asta e un business care are viitor. Paul sau Eddie sună să vină la masă? Nu. Nu? Nu, pentru că eu, prin natura tratamentelor, anunț oficial pe toată lumea că nu mai mănânc carne de 2 luni. Oh! Ah! Da, bine. Te simți mai bine? Da. Da? Se simte diferență? Da, da, da. Însă, nu sunt absurd, deci mai catolic decât papa, însă, nu am avut probleme de genul ăsta, iar ei nu țin pe asemenea post, așa că își gătesc singur, ca să nu am eu ispite. Da, acum nu mai mănânci și tu, Paula, nu? Absolut.
Gata, nu? Carne? Oh. Deloc. Păi, de mine. Da, este mult mai bine. Da? Chiar se simte? Da, da, da. Toată lumea zice, da. Și Răzvan s-a lăsat de carne de vreo săptămână, dar... De care zici tu, Răzvan? A, Răzvan? Răzvan de dimineață. Răzvan. Da. Răzvan Simion. Apropo de fitness, am cântat cu Răzvan Gorcinski. Da? Da, pe vreme la pact. Mm-hmm. Și el face fitness, arată... Tim. 80% e regim. La, dar el, în schimb, mănâncă foarte multă carne. Mm-hmm. Proteină, da. Așa se zice, da. Că da, merg mână în mână, fitness-ul și carnea. Da. Acum... Eu am făcut fitness acum 34 și încă se vede. Eu m-am dus ca prost la haltere și fratele meu la not. Pe bune? Și haltere? Da. E cu 10 cm mai înalt ca mine, că la mine s-au tasat. Unde s-a haltera? Cântări pe unde și când mai avem? Ce anume? Cântări. Când mai am pe 29 la o, cea mai mare berărie din Europa. Da? Da, cu Compact B ca invitat. Deci trebuie să știe toată lumea că mă aflu sub incidența unei sentințe judecătorești, da, deocamdată, da, care încă se judecă din nou. Oricum, pe mine numele ăsta nu mă prea foarte... Na, mi-a creat atâtea probleme încât... Na, dar cânt alături de colegii mei de la Compact B ca invitat. Iar în paralel am proiectul meu de solist cu tot repertoriul pe care l-am cântat de-a lungul timpului și alături de Cargo, și de Pacifica, și de compozițiile de-a lui Iurii Pascu. Schimbul 3? Nu. Schimbul 3 există, e trupa lor de anul, de acum. Okay. Separa proiectul lui, personal. Și de asta zic că încercăm să le îmbinăm cum putem mai bine. Că deci asta 29 e primul, nu? La 29 cu Compact B, da. Nu sâmbătă asta, sâmbătă cealaltă. Sâmbătă cealaltă, da. Sâmbătă ăștia de la nuntă sâmbătă asta. am și o nuntă. Și eu tot sâmbătă la nuntă. Dar pe ce să facem? Despre dragoste și devotament mai voiam eu să știu, pentru că Paula, pentru că ți-a fost alături în anii ăștia și a fost omul tău de bază, cred, vreau să știu ce v-ați spus în momentele alea foarte, foarte grele. Că o să reușim, evident. Nici nu v-ați încurajat? Noi i-am întrebat atunci când am agățat-o în Costinești. Noi, cât am cântat eu la Cargo, eram prieteni doar salut, salut, ceau, ceau, molecula, îi spune toată lumea. Eram prieten cu iubitul ei de atunci. Și viața bate filmul. M-a întrebat, după o vreme, când în Costinești deja nu mai erau decât asistentele medicale și artiștii, normal că trebuia să rezolvăm problema. Și atunci, mă rog, am chemat-o la Arad, în fine, și m-a întrebat ea cât o iubesc eu de mult. La Arad? Am chemat-o la Arad, acasă. N-am crezut că vine. Nici eu! Ai crezut că mai ajunge? Nu, dar faza... Cu trenul de uita așa, faza mișto era că ea avea prietenul ei stabil, avea un Aro. Eu n-aveam nimic, nici măcar Dacie. Și am vorbit cu tata fiertat și lucrând la director economic la Arvinex pe vremea aia, mi-a dat Aro de la întreprindere și am așteptat-o pe peron. Pac! Pe peron, unul Arad 108 sau nu știu câte Arad. Și nici măcar nu și-a dat seama că a venit cu mașina după ea. Okay, după ce i-am dat la șpagă, să-mi zică șeful tot drumul. Mamă! Scenariu! Și m-a întrebat, zice, dar cât mă iubești? Și am zis cât să îmbătrânim împreună. Și uite că a ajuns la faza asta, neștiind că va fi numai bătrânețe și încă probleme și să îmbătrânim frumos, evident, nu și cum. Asta e important. Mamă, ce juramente, ce... Evident că în orice relație, la atâția ani... Suișuri și coborâșuri, ca să le spunem. Da, noi, toată lumea trebuie să recunoască, de la o vârstă încolo, căsnicia este un compromis, clar, inclusiv... cei care au împlinit 50 de ani de viață, treaba lor ce au făcut fiecare separat, dar... un parteneriat, zic, da, eu, da, mai, da, bine. Nu, compromisul faci la început. Mai atestă că maxim 10 ani durează mare iubire și, pe urmă, devine prietenie și respect. Avem dovada via prieteniei și a respectului chiar aici. Vă salută și mama și tata, vă salută. Da, și noi și noi. Am fost la Galați, să știu. Da. Și mulțumim că ați trecut pe la noi și vă așteptăm. Și în formulă completă, veniți și cu cei doi. Cu mare drag. Și poate și cântăm ceva împreună. Sănătate, da, da, da. Și Doamne ajută! Doamne.